Cristina e hotărâtă să-și arate adevărata natură, fără să se mai ascundă în spatele unei imagini. Eu, pe ce vezi tu aici și aici și aici, nu sunt eu. Și dacă te-ai îndrăgostit de ce ai văzut, o să te îndrăgostești și mai mult de ceea ce sunt eu. Știi ce e asta, ce le văd eu astea pe tine? Scutul. Eu sunt foarte iubitoare. Îmi place să mă bag în sufletul meu, nu contează în sufletul cui. Să fiu acolo. Cum am înainte să o întreb cât o gândire am până mai putea și cât a fost aici, n-am băgat-o în seamă. Adică eu îmi văd și eu, de acum o să fiu alta. 100% să fiu alta. Știu, este scutul tău pentru că te-ai pierdut pe drum. În ultimii ani mi-am pus așa un scut. Și prin tatuaje, și prin piercing, și prin... Am vrut să par ceea ce nu sunt. Păi și de ce nu încerci să fii tu așa cum ești? Pentru că, ce crezi, o să fie și mai... Să vorbesc și gândesc, să mă exteriorizez, să fiu iubitoare, să fac fix ce simt. Ideea e să aibă grijă cu această schimbare, să nu fie dezamăgită iar, atât tot. Asta mă interesează pe mine, să fie ea bine. Pe de altă parte, cursa de eliminare aduce oarecare presiune asupra Cristinei, iar doamna Mariana îi sugera să ceară susținerea celorlalți. Ce faci, mândru? Foarte bine. Gândeam că faci foarte. Ce ai făcut? Nu știu, m-a chemat mama aici. Tu, hai să vorbim cu toți pe care asta și să mergem. Nu vreau să rog pe nimeni, dacă vrea cineva să mă ajute, vine la mine și mă ajută, nu vreau să mă rog de nimeni. Am fost cu Maria, am fost Antonia. Cine vrea să fie lângă mine, cine nu pot să mă bag în sufletul la om, du-te și vorbește pentru mine. Nu, să vorbești tu. Am zis eu, știi care, deci să te susțină, să mergem cu toatele. Dar noi am zis, eu am zis, la Antina pleci la seară, ea și alaltă seară am zis. M-am dus și am vorbit cu mama și am zis să voteze. Și alaltă seară am zis și între amândouă și aseară am zis să voteze pe Cristina. La Antena Play vă referiți, nu? Da, la Antena Play, da. Eu am zis. Dar sigur ia să ia. Mi-e frică de asta, Alda, știi, că se vede că ești îndrăgostită și da. Cristina sigur rămâne. Nu mai ziceți așa, sigur. Și eu sunt. Și eu sunt sigură. Să rămânem amândouă. Normal că e normal să-mi doresc să rămân. Dacă ar fi între noi două, să rămân eu. E ceva normal. Normal. Dar nu pot acum, Alena, să vin la fiecare să-mi duce și vorbește pentru mine. Nu se vorbești tu. Uite cum ți-am zis eu. Dacă tu vrei să mă susții pe mine, da, mergem amândouă. Bravo. Zic așa. Da. Mergem amândouă la Antena Play și vorbim. Te-ați zis de cum ți-am zis eu, să o zmeri și Iuliana, știi? Bă, o susținem pe Cristina. Vreau să rămân în casă, susținem cuplu. Răzvi la trecut, dați cuplu. Și pe tine și pe Alex. Știi, că acum nu vreau să ți interpretez, știi, că ai văzut la trecut, a zis, bă, nu vreau să interpretez de nimic, că nu am nimic cu nimeni și mi-aș dori să rămân și Elena, chiar mi-aș dori, pentru Valentin. Dar te, mă, tu ești de când ești aici și de, nu până e la urmă Dumnezeu să ne ierte, pentru amândouă, dar îmi dau seama că între mine și așa lege să rămân eu acum, sincer, că nu vreau să fiu nici de asta să zic, nu, domnule. Ei, da, da, adevărul, eu sunt mai apropiată de tine, înțelegi? Doamne, ajută să rămână amândouă. Și ea vrea, eu n-am spus că ea nu vrea, Doamne ferește. Nu, Doamne, ajută să rămână amândouă, da. Dar... S-a rupit ceva așa, știi, nu... Maria, vin, hai cu mine la Antena Play. Și am vorbit cu Maria și pe aia a venit și Antonia în spatele nostru. Și la fel și a zis. Eu așa cum am zis, nebuta. Ce să fac acum, că îmi doresc să rămân, nu pot să fiu ipocrită să zic, chiar îmi doresc să rămân. Ei, și cobor ce? De aici, pe scările astea, vreau să cobor mireasă. Păi da. Da, în perioade când simt că nu mai pot, dar uite cât depășești. Nu mai zici. Cui vezi că ai văzut și toată cu cum s-o dat. Păi i-am și spus. Nu mai spui. Măi, lumea nu mă să spune că vreau să plec. Lumea n-a văzut mie ce trebuia să te vadă. Păi, da, da, nu că zic eu că vreau să plec. Asta nu e de... Nu, ce, nu, mă, nu știu ce nu se vede în mine. Ce pot eu să fac? Doamna Florea, n-am dreptate. Ba da, eu n-am zis la fel, n-ai văzut că și Valentin tot așa... N-ai văzut și în live când la doamna Simona. Că și ea și Alexandru. Sunt prietenii lui. Ea și zis lui Elena astăzi. Că e astăzi. Când a vorbit cu ea, n-ai văzut? Acum n-am ce să fie. Doamne ajută. Doamne ajută să rămână amândouă. Doamne ajută, da, să rămână, exact. Da, pentru... Nu mă bucur să plece niciuna. Doamne ferește, eu nici atât. Doamne ferește, că nu... Da, a venit fiecare până să-și caute soarta, da. Cristina e de atâta timp, e în cuplu, e cu totul altceva. Păi da.
mai ales că serbează 3 luni, chiar de Sfintele Paște. Asta le ajută Dumnezeu. Că El le așează pe toate, pentru toți. Da, ghinionul face ca amândouă să fie într-un cuplu. Normal. Da. Dar, pe de altă parte, vreau să vă spun fiecăruia dintre voi, fiecăreia și fiecăruia, inclus pe băieți aici, indiferent de prieteniile din casa Mireasa, nu uitați că este o competiție. Adică eu cred că fiecare trebuie să-și joace cartea până la capăt. Adică de ce nu vrei să te duci să le spui telespectatorilor? Nu, eu am fost și am vorbit. A fost vorba să mă duc să cer cuiva ajutorul de aici din casă. Adică nu pot eu să mă duc să îl iau de mâna aici să mă susții. Am fost și am vorbit. Dar nu. Cine a fost lângă mine, a fost lângă mine. Nu pot să mă duc să cer ajutor nimănui. Da. Să forțez mâna cuiva. Asta ar însemna. Absolut, da. Bun, o să vedem ce o să fie. E de-abia marți, mai au telespectatorii câteva zile la dispoziție până vineri să decidă ce fată să rămână în casa Mireasa, Cristina și Elena. Două fete în cuplu sunt în cursă de eliminare și să votați pe mireasa.1.ro și pe aplicația Antena 1 în dreptul emisiunii Mireasa. Ne pregătim să luăm o scurtă pauză de publicitate și după pauză avem un task de cunoaștere între cupluri. Să vedem, domnule, dacă ei se cunosc chiar atât de bine cum vor ei să lase impresia asta sau dacă au cam pierdut vremea și vorbesc despre toate prostiile din lume și mai puțin despre a se cunoaște, da? Și...